numărul morților după bombardamentele de sâmbătă ale rușilor asupra unui bloc de apartamente din Donețk a crescut la 19. Autoritățile ucrainene au cerut locuitorilor să părăsească de urgență teritoriile pentru a nu fi afectați de contraofensiva pe care Kievul intenționează să o lanseze. Conform Digi24.ro, în timp ce Ucraina susține că a câștigat teren în sud, la nord de Sloviansk se duc lupte grele, un sat cheie din zonă fiind capturat de către ruși. Președintele Volodymyr Zelensky a ordonat armatei să recupereze regiunile de coastă din sud, a declarat ministrul ucrainean al apărării Alexei Reznikov într-un interviu pentru cotidianul britanic The Times. Potrivit lui Reznikov, Zelensky a ordonat armatei ucrainene să recupereze zonele de coastă ocupate, care sunt vitale pentru economia țării. Înțelegem că din punct de vedere politic, acest lucru este foarte necesar pentru țara noastră, a declarat ministrul ucrainean al apărării. Președintele a instruit conducerea militară de vârf să elaboreze planuri, a mai spus Reznikov. Discuțiile despre o așa numită pauză operațională din partea Federației Ruse nu corespund realității, întrucât în tot acest timp ocupanții au continuat să efectueze intens atacuri aeriene împotriva Ucrainei, a declarat duminică seara președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, subliniind că numai în decurs de o singură zi, Rusia a efectuat duminică 34 de atacuri aeriene, relatează agenția de presă Unian, potrivit Agerpres. El a subliniat că forțele ucrainene se țin tare pe poziție și resping asalturile inamicului, îndemnându-i pe ucraineni la unitate. În acest război vom putea supraviețui numai fiind împreună. Toți ucrainenii, fiecare ucrainean, fiecare ucraineancă.